Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Și bă, fraților, promovarea a fost câștigată de nimeni altul decât, dacă vreți să aflați, uitați-vă în descriere. Bă, fraților, am mai jucat eu aseară un match și am mai crescut un pic, adică am crescut vreo 10 sau nu mai știu cât. În fine, ideea este în felul următor: vom lua și noi un resuprima pentru că am mai câștigat niște resuprima, pe vreo 4. Și hai să vedem ce facem astăzi. Bă, fraților, mai sunt câteva zile și vine Crăciunul. Bă, fraților, v-ați pregătit? Ia scrieți-mi în comentarii dacă v-ați pregătit de Crăciun. Deci chiar vă rog, scrieți-mi. Sunteți gata, mă? De anul nou vine sărbători, aoleu. Ia să vedem, bă, fraților. Și am descoperit cum stă treaba cu bradul acela. Deci că este un brad, adică poți să fii mai mulți brazi într-un match, gen... Mai ai multe șanse dacă te bagi la squad, ok? Adică dacă te bagi la squad și te bagi cu unii mai buni, ai mai multe șanse să-ți pice acel brad și poți câștiga diamante. În fine, nici eu nu știu exact cum stă treaba, dar așa-mi zice și mie, prieteni. Brazi pe aici? Nu sunt, ok, am înțeles. Eu până acum n-am luat niciun diamant de la brazi, pentru că nici nu prea am jucat, dar poate să iau, cine știe. Mamă, ăștia-s buni, frate, o să fie un match complicat. Ia să vedem, bă, fraților, ce facem, unde mergem. O să mă duc după resuprimap cel mai sigur, dar depinde și unde e, adică dacă e la Brazilia sau la PIC, depinde de mapă, mai mă gândesc înainte să mă duc. Hai da, mă. Ia să vedem, bă, fraților, unde zice resuprimapul meu. Am înțeles. Da, sigur, ajung eu acolo, sigur. În episod de mâine ajung eu acolo. Aoleo, Gucci. Uite mașină, Lamborghini chiar. Mașina nouă, tie tata, uite un player. Ce faci, playerule? Sper să nu ajung înaintea noastră acolo. Bă, și iar am uitat, frate, să-mi schimb parașuta. Bă, am parașută de nob. De când mă țin ca să o schimb, dar n-am reușit. Hai să căutăm un pic în căsuța asta mică. Hai, mă, unde te duci? Poate mă întâlnesc unul pe drum și n-are armă. Încărcător de 3, scop de 2, ok. Fort, dietat. Headshot, mă, ce dau aia headshot-uri. Ia hai să vedem, fraților, ce ne-a dat resuprima pe nostru drăguț. Ok. Mamă, ăștia numai headshot-uri dau, frate, ia uite altul headshot. Mă, ești nebun. Ia să vedem. Nu! Mamă, ce era să mă... Am înțeles. Aoleu, am pus aici. Aoleu, n-am ce să fac, frate. Ok. Stai că am văzut ceva aici. Iau și gloanțele astea, poate găsim un shotgun. Și hai să-i dăm drumul. Hai, mă. Cât prinde, mă, mașina asta în apă? Prinde 100? Băi, ești nebun, prinde 112, ok? 114 chiar. În apă. Cea mai rapidă mașină, frate. Ai, serios, mă, nene, uite ce se învârte, frate, asta. Mă, dar chiar, ia să fac eu un experiment. Oare, am pus-o. Nu mai facem experimente. Vreau să mă învârt un pic să văd dacă se învârte, da. Am înțeles? Ce, mă, e primul meci azi, fraților. Deci nu cereți prea multe. Resuprimapul meu drăguț mi-a dat un M4 mai drăguț, ok. Hai totuși să facem asta și să vedem tipul acela de la noi. Nu? Totuși am armură și nu orice armură, adică totuși. Și hai să luăm un shotgun, că l-am văzut de mult aici. Opa! Așa, frate. Și ia vină tu, măi, nene. Bă, băiatul meu, dar aici... Mamă, ce i-am dat-o headshot! Jură-te că i-am dat headshot! Mamă, ce i-am dat-o! Așa se joacă, fraților. Și nici n-am atașamentele foarte wow.
Bine, cel mai probabil mi-a dat raport, dar nu-mi pasă. Ok, sper să se audă jocul ok. Ce fatală i-am dat, frate. Nici n-a avut timp să respire. De fapt, nici măcar nu mi-a dat un hit, ești nebun. I-am dat așa pe direct. Ok, tot ce aș avea nevoie acum este de atașamente full. Și un scaun de 4 ceva. În rest pe armură bazat. A, și un spes, da. Un spes, am încărcătorul ăsta de 3 și e forță. Am și ghiozdan de 3, mi-a dat bine, vă resprima, până am ce zice. Adică, dacă nu-mi dădea așa, cred că nu-l omoram pe ăla. Vestă de 2, cască de 1, n-am nevoie. Un scop de 4 m-ar interesa. Da, îl iau. Îl iau că e mai ok decât scopul de 2. Nimic, nu mai trebuie glanțe. Adică am destule, zic eu. Ok, o zi de gheață asta îmi trebuie. Cât mai multe îmi trebuie. Am înțeles. Avem și zona ho-ho-ho. 6 medicale, cred că mi-ajung, nu? Ia să ne gândim de unde mergem, unde mergem, unde mergem cu mașinuța noastră scumpă. Bă, să mergem aici, fraților, să campăm într-o casă. Păi ce nasoală e zona, mă, frate. Să mergem pe Sentosa. Bă, știi ce? Cred că mă duc pe Sentosa. Undeva pe aici. Că este o casă faină, rău de campare. Și probabil o să mai stau acolo până se strânge zonele, știi? Hai să mai mergem așa, să mai colectăm ceva. Mai luăm un medical, niște gloanțe și am plecat. Respiratorul meu. Hai să luăm mașina și, bă, fraților, hai să fac un experiment. Să vedem dacă se învârte, frate. Că vreau să văd, uite, am aici loc. Unde e locul? Am înțeles. Hai că avem aici destul loc. Vreau să încerc cu spatele, adică... Nu mai te învârți? Bă, puțin, puțin, foarte puțin, dar n-am viteză. Se învârte un pic, un pic, adică, na. Nici nu prea ai cum să învârți, adică dacă pui frână, nici un pic nu-ți pleacă de spate, ești nebun. Ce are, mă, mi se mișcă un pic în lag. Da, un pic mai mult. Ok. Bă, ce are, mă, frate, mi se mișcă un lag, jur. Haide. Hâț, 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 Johnule, hâț. Și-am plecat. Ia să mergem noi la dropul ăla, mă? Ce ziceți? Merem sau nu merem? Să luăm monsterul, nu luăm. Nu, motorul vieții. Hai că dacă urc pe aici, urc mâine, dar e, n-am ce face. Ok. Mergem noi pe Sentosa. Dar până ajungem acolo să vedeți că zona e în altă parte, dar poate avem noroc să mai fie un pic acolo pe insulă. Adică totuși mai sunt 17 oameni și trebuie a pleca prima zonă. Am înțeles. Nu mă așteptam la asta, jur. Bă, de ce asta mi... Drept la pic și uite pe un player în dreapta, îl văd. La casa mare era, lângă dropul ăla. Deci unul e în fața mea, chiar la drop. Deci după drop în casă era. Jur. Dar n-am chef să mă dau jos la el, pentru că nici n-am spes. Mamă! Ești mort. Sau nu? Trebuie să ajung la pod și apoi să-i dau blana până se întosa, mamă. Bine că și eu îi dau blană pe orice drum, adică nu mai las și un frână un pic, îi dau direct. Cineva pe aici? Opa.
Ok, nu pare să fie lutat. A, ba da, a fost lutat, am înțeles. Ok. Ne vedem de drumul nostru. Și mergem la o căsuță. Uite, la casă din fața mea vreau să mă duc. Încă o rezolvă. Băi, voi sunteți nebuni. Ok. Acum, tot ce e posibil să dau din player sus. Deci trebuie să fiu atent când urc. Ok, am scăpat. Salvă de 2, bă, sunt full, gata, nu mai. Un bipod de 3 nu cred că o să găsesc pe aici, deci... Da, eu când v-am zis. Așa, și acum unde pui mie mă duc eu. Aș putea să mă duc cu mașina până aici, după aia să iau tiroliană, să mă duc pe munte. Cred că ar fi cel mai ok, sau... Mă duc aici și campez. Hai că mă duc acolo. Mai luăm medicare, nu mai luăm. Mașina noastră. Ok. Hai să plecăm totuși, că abia am ajuns și am plecat, am înțeles. Poate mi se mișcă un lag un pic și nu înțeleg de ce, adică n-ar avea de ce pui mei. Mă chinui zilnic ca să nu se mai miște în lag și nimeni se mișcă în lag. Uite, frate. Unde au pus aia drona în apă, am înțeles. Uite un drop, dar nu mergem la el. Bă, deci mi-e o frică acum. Scuzați-mă că n-am mai vorbit, dar mi se mișca super un lag. Deci mi-e frică acum să urc sus. Deci mor. Ok. Trebuie să-i pun ținta drept pe cap cum am intrat, ok? Dacă e unul după la daia, mă face, că n-am ce face. Am scăpat. Ok. Mai luăm gloanțe, dăm cu asta mai. Și acum hai să dăm un băieții răi. Ok, hai că vine drona spre noi. Avem eu din asta. Unde o punem? Unde o punem? Punem aici și uite playerul. Că poate mă omor singur. E în casa mare. Bă, trebuie să am grijă, frate, cu asta, că mi-e frică. Deci dacă mă mor singur, mamă, nu mai joc. Ok, deci îl avem pe ăla acolo, dar nu știu dacă e în casa mare sau în hambar. Cel mai sigur e în casa mare și l-am văzut. Acolo era parcă, sigur. Uite-l. Ce faci, viața mea? Sunt în zonă. Vino cu a viața mea. L-am mortal, tu nu cred. De unde mă l-a luat, mă? Ce pui mei, mă? Altul și-și dă drop. Bă, ia tot ce să vină spre mine, bă. Mie mai sunt 7, da. Mi-e o frică. Bă, și ați văzut și voi, mai avea 2 hituri maxim. Și mi l-a ciolit. Că e unul în hambar, dar nu cred că putea să-i dea. Cred că mai sigur e unul în casa aia mare. Dar nu mai stau la geam, mai bine stau în spate să văd dacă vine unul. Hai să dăm joc un pic mai tare. Atât. Atât se aude de binișor.
Să iau scaurul. Nu, nu, las că joc în 4. Și dacă vine unul, uite aici mă pun. Hop. Și dacă mă face, aia e. Oricum mai sunt 7, bă, dar nu mai sunt cadă ăștia, tot 7 sunt. Bine că au și unde campa, că totuși zona încă e destul de mare. Și unul sigur e pe factory. Pentru că am văzut mai de mult un drop. Dar mă deranjează ăla care mi-a furat kill-ul, că nu știu unde e. Să mă pace, să vezi ce cap îi dau. Vine unul. Ce-ai cumpărat mașină, mă? Ok, headshot cu groza, am înțeles, eu sunt în zonă. Mamă. Ăla are groza, frate, să vezi ce mi-o dă. Și a dat și headshot, adică e bun, nu e chiar orice nob. Ce, unde ai tu, mă, groza? Mi-e frică să mă dau până în o grenadă asta, că cine știe. Poate face bip și paf. Să mă răsui pe casă, să nu mă sui. Că aș putea foarte ușor să mă sui pe cauciucul ăsta, am înțeles. Scandal la casa mare, cu are shotgun pe a meu. Nu 1014 sau nu știu cum se cheamă. Eu uite la casa aia mare, 100%. Cred că e vreun campator acolo, care mi-a furat mie kill-ul, 100%. Ok, mai sunt 3 în afară de ăla și de mine. Ce faci, fratele meu? Și 6 parcă. Și puteam să-i dau cap. SKS, ok. Groza, altul, mai sunt 3. Ok. Hai frate, mai ești de acolo? Bă, dacă mi-a prindeam un glonț, mă. Mă. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Hai mă, bubuie. Nu e bine. Treaba. Ești din zonă, așa. Bă, ești nebun. N-ați-o pe asta. Ia-mă pe asta. Zic că nu te cred. Nu mai dau medicale, groză, groză, groză. Avea groză. Fugi! Mi-a dat altul acum. 100% mi-a dat altul, fii atent. Mai sunt doi. L-am auzit, ok. E pe casă. Ce mă enervează, frate. SKS-ul sau groza? Hai, Gabi. Bă, cât mai aveam, mă, că l-a luat și zona, să vezi cât mai avea asta. Da, 4 HP. Jură-te că deci cine câștigă? De asta nu câștigă. Nu câștigă, că ia zona, nu câștigă, n-are cum. Unde? Bă, voi sunteți normal, mă. Ăla era pe casă și a murit, mă, nene, mă. Aoleu, doamne! Puh! Bă, dar e bine. Ok, Gucci, 4-7, mamă, ce mi-a dat-o.
Ok, a fost binișor. Bă, fraților, ideea este în felul următor. Am bătut pe unul bun cu shotgun, față în față. Bine, m-a lăsat low, dar nu contează, l-am bătut, ok? Și am dat și un headshot. Asta a fost forță, ce să zic. Locul 3, forță, na. Da, fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe. V-am pupat de nou, vedeți. Ceau!